Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Papa Francisc a decis să anuleze Biblia, anunțând că aceasta este total depășită. Știrea a devenit o bombă printre cei mai conservatori susținători, care cred că Papa Francisc șterge Biblia și propune o nouă carte. Papa Francisc a surprins lumea anunțând că Biblia este total depășită și că are nevoie de o schimbare radicală, astfel încât Cartea Sfântă este anulată oficial și este anunțată întâlnirea dintre cele mai înalte personalități ale Bisericii, unde va fi decisă cartea care o va înlocui, numele și conținutul acesteia. Unele nume sunt deja luate în considerare, iar cel care are mai multă putere este Biblia 2000, scrie infocreștin.com. Nu putem continua să încercăm să vorbim publicului nostru într-o lume cu totul nouă, cu o carte care are mii de ani. Noi pierdem urmași și trebuie să mergem un pas mai departe în căutarea modernizării bisericii. Să rescrieți cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă numai Vechiul Testament, în care există anumite pasaje, este mai bine să nu se repete, a declarat Papa Francisc. Vestea a căzut ca o bombă printre cei mai conservatori, care consideră această idee un indiciu definitiv al nebuniei Papei Francisc, relatează The Race News. Dacă ne uităm în ultima vreme la declarațiile pe care le face Papa, începând cu anul 2017, acesta a făcut niște modificări în rugăciunea Tatăl nostru și se pare că nu vrea să se oprească aici. Biserica Catolică a adoptat o nouă versiune a rugăciunii Tatăl nostru ca să clarifice o neînțelegere dintre biserici, spunând că Dumnezeu nu conduce la păcat. În rugăciunea Tatăl nostru cu privire la a șasea rugăminte, nu ne duce pe noi în ispită sau nu ne supune ispitei, se va schimba aceasta pentru că nu este o traducere bună, a spus Papa. Închinătorii din Franța se vor ruga nu ne lăsa să intrăm în ispită, raportează The Times. Papa Francisc a spus că Biserica Catolică din Franța a decis să folosească fraza ca alternativă, nu ne lăsa să intrăm în ispită, și a sugerat că ar trebui să fie la nivel mondial. Rugăciunea, numită și rugăciunea domnească, face parte din cultura creștină și este memorată din copilărie de sute de milioane de creștini. Este o traducere din latina vulgată, ea a fost tradusă din greaca antică, care la rândul ei a fost tradusă din limba aramaică, limba vorbită de Isus. Mulți francezi preferă să revină la liturgia latină, care a predominat până în anii 1960. Aproximativ 60% din francezi se descriu ca fiind catolici, comparativ cu aproape 90% în 1970, dar numai 4% participă odată pe lună la slujbă, față de 20% în urmă cu 30-40 de ani. După toate acestea, el a declarat că iadul nu există, urmăriți cu atenție ce spune. Nu există niciun iad în care sufletele păcătoșilor sunt condamnate să sufere pentru eternitate, a declarat Papa într-un interviu publicat de cotidianul italian La Repubblica. După moarte, sufletele oamenilor care se căiesc sunt iertate de Dumnezeu și se alătură în contemplare, însă sufletele acelora care nu se căiesc și care din acest motiv nu pot fi iertați dispar, a adăugat suveranul pontif, citat de Ager Press. Iadul nu există, ceea ce există este dispariția sufletelor păcătoase, a mai spus Papa Francisc. Liderul de la Vatican a fost intervievat de Eugenio Scalfari, un veteran jurnalist italian, ateu, care scrie cu regularitate articole despre credință și religie și care beneficiază de un acces special la conducătorul Bisericii Catolice. În trecut, veridicitatea citatelor pe care jurnalistul italian le-a atribuit papei a fost pusă sub semnul întrebării, în special după ce Eugenio Scalfari, care a decedat anul trecut, a recunoscut că nu a folosit niciodată un reportofon în timpul realizării interviurilor sale. Cu toate acestea, Vaticanul nu s-a plâns niciodată despre articolele publicate de Eugenio Scalfari, iar Papa Francisc a continuat să-i acorde interviuri. Tot anul trecut, Papa Francisc a mai spus: nu există focul iadului, Adam și Eva nu sunt reali.
Biserica nu mai crede într-un iad în care lumea trebuie să sufere. Un om care e pe cale să dezvăluie multe secrete vechi ale Bisericii Catolice este așadar Papa Francisc. Unele credințe care sunt promovate de biserică, dar care nu corespund naturii iubitoare a lui Dumnezeu, au fost înlăturate de papă, care a și fost numit omul anului de către revista Time. În ultimele sale revelații, Papa Francisc a spus: prin umilință, cercetarea sufletului și meditație, prin rugăciune, am reușit să înțelegem anumite dogme. Biserica nu mai crede într-un iad în care lumea trebuie să sufere. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci să îmbrățișeze. Ca și fabula despre Adam și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar. Iadul nu este decât o metaforă pentru sufletul izolat, care, ca toate sufletele, va ajunge să se unească în iubire cu Dumnezeu. Într-un discurs șocant care se răspândește în lumea întreagă, Papa Francisc a declarat de asemenea că toate religiile sunt adevărate pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele. Ce alt fel de adevăr există? În trecut, biserica a fost dură cu cei pe care îi considera că greșesc din punct de vedere moral sau că păcătuiesc. Dar se pare că Papa Francisc este subiectul predilect al unor atacuri mediatice de tip fake news. De altfel, ultima știre falsă despre suveranul pontif, care a circulat în limba engleză, dar care a fost rapid tradusă și la noi, face subiectul materialului nostru de astăzi. Spunând că Papa a anunțat că Biblia este total depășită, are nevoie de o schimbare radicală și va fi anulată oficial. Mii de credincioși ortodoxi sunt scandalizați după ce știrea privind anularea Bibliei a început să circule pe site-urile ortodoxe de la noi și pe rețelele de socializare. Știrea este falsă, așadar, prieteni, și a pornit de la un articol publicat de site-ul thereisnews.com pe data de 2 aprilie, în care se spune direct că Papa anulează Biblia. Pentru a fi și mai credibilă, știrea spune că a fost stabilită deja o întâlnire între cele mai înalte personalități ale bisericii, unde va fi decisă cartea care va înlocui Biblia, numele și conținutul acesteia. Unele nume sunt deja luate în considerare, iar cel care are mai multă putere este Biblia 2000. Se arată în articol, așa cum precizam și eu la începutul acestui material. Manipularea se face inclusiv prin imaginea aleasă cu suveranul pontif, în care acesta este îngândurat și pare posedat de intenții malefice. Site-urile ortodoxe românești au preluat știrea falsă cu titluri denigratoare la adresa papei. Comentariile la articole sau mesajele de pe Facebook sunt și ele violente la adresa liderului religios de la Vatican. Ereticul Papa Francisc anulează Biblia și propune să creeze o nouă carte, titrează un articol ortodox. Altele se limitează la un titlu laconic, dar sugestiv: fără cuvinte, Papa Francisc a decis să anuleze Biblia, sau Papa Francisc lovește din nou, Biblia este total depășită și are nevoie de o schimbare radicală. Textul fals îl citează pe Papa cu următoarea declarație, menționată mai sus: nu putem continua să încercăm să vorbim publicului nostru într-o lume cu totul nouă, cu o carte care are mii de ani. Noi pierdem urmași și trebuie să mergem un pas mai departe în căutarea modernizării bisericii. Să rescrieți cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă numai Vechiul Testament, în care există anumite pasaje, este mai bine să nu se repete. Comentariile fac trimitere la apariția Antichristului și la războiul declanșat dreptei credințe, care anunță sfârșitul vremurilor. Iată cum sună doar câteva dintre acestea. Despre ce Biblie vorbesc? Ai grijă, suntem în ultimele zile. Există un profet fals care vrea să schimbe legile lui Dumnezeu. Să nu vă amăgească nimeni în niciun fel, căci ziua aceea nu va veni decât dacă apostazia va veni mai întâi și nu va apărea omul păcatului, fiul pierzării. Oricine se împotrivește și se înalță mai presus de toți cei care sunt numiți Dumnezeu sau venerați,
deci el, ca și Dumnezeu, stă în templul lui Dumnezeu, arătându-se a fi Dumnezeu. Citirea acestei scripturi confirmă faptul că o persoană în această poziție este numită un om al păcatului. Unde se duce lumea? Adulterul este legal în Africa de Sud. Niciun bărbat sau femeie nu mai are dreptul să refuze pe altul din cauza adulterului. Statele Unite au confirmat că, pentru ca toate țările din lume să stabilească relații bune cu marile puteri, aceste țări trebuie să accepte căsătoria între persoane de același sex. Germania tocmai a semnat o lege prin care se proclamă că incestul nu mai există, adică frații se pot căsători, mamele se pot căsători cu fiilor, iar tații se pot căsători cu fiicele lor. Orașul Miami a fost acum proclamat orașul sexului public. Asta înseamnă pe stradă, în biserică, la piață, pe terenul de fotbal, dacă ai nevoie de sex, te poți distra în aer liber, fără probleme. Canada permite zoofilia. În Spania, filmele pornografice sunt permise în școli și universități. Fetele minore pot practica prostituția. Marg Lacker afirmă că orice fată de 10 ani care se confruntă cu plăcere sexuală nu trebuie împiedicată să afle cum funcționează corpul ei. În cele din urmă, Statele Unite au făcut posibilă deschiderea bisericilor satanice în public. Dragi frați și surori, sfârșitul este aproape, plecarea spre glorie se apropie. Domnul Iisus se întoarce cu adevărat în curând. Creștinii își permit să se distragă și diavolul vrea să ia cu el cât mai multe suflete pentru a-i salva de mila divină. Să fim atenți! Dacă aveți un minut, împărtășiți această postare. De ce dormim în biserici și nu în baruri? De ce este atât de greu să vorbești despre Dumnezeu, dar atât de ușor de bârfit? De ce este atât de ușor să ignori mesajele lui Dumnezeu, dar ușor să trimiți mesaje murdare? Vei trimite acest mesaj prietenilor tăi sau îl ignori? Iisus a spus, dacă mă negi înaintea prietenilor tăi, eu te voi tăgădui în fața Tatălui meu. Dacă îl iubești pe Iisus, trimite acest mesaj prietenilor tăi și tuturor, dacă este posibil. Fă-o pentru împărăția lui Dumnezeu, fii sănătos! Este adevărat că Papa Francisc a creat multe controverse, făcând afirmații mai mult sau mai puțin apreciate de publicul larg, chiar mai puțin plăcute credincioșilor ortodoxi. Papa Francisc califică drept nedrepte legile care incriminează homosexualitatea, spunând că Dumnezeu își iubește toți copiii, așa cum sunt ei, iar episcopii catolici trebuie să le primească în biserică pe persoanele LGBT. A fi homosexual nu este o infracțiune, a spus Papa Francisc într-un interviu acordat de Associated Press. Papa Francisc a spus că unii episcopi catolici susțin legi care incriminează homosexualitatea sau care discriminează comunitatea LGBT, el afirmând că trebuie să aibă loc un proces de schimbare pentru a recunoaște demnitatea fiecăruia. Acești episcopi trebuie să treacă printr-un proces de schimbare și să folosească tandrețea, cea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi, a spus Papa. Toți suntem copii ai lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și pentru puterea cu care fiecare dintre noi luptă pentru demnitatea noastră, a adăugat Papa Francisc în interviu. Astfel de legi care incriminează homosexualitatea sunt comune în Africa și în Orientul Mijlociu și datează din perioada colonială britanică sau sunt inspirate de legea islamică. Unii episcopi catolici le-au susținut cu fermitate ca fiind în concordanță cu învățătura Vaticanului, în timp ce alții le-au calificat drept o încălcare a demnității umane. De asemenea, încă din 2017, Papa Francisc a făcut propuneri inedite credincioșilor. Ce-ar fi dacă am trata Biblia ca pe telefonul mobil? Am purta-o cu noi, ne-am întoarce când am uitat-o, am deschide-o de mai multe ori pe zi. Sigur, comparația este paradoxală, dar invită la reflecție, a spus Papa la încheierea tradiționalei rugăciuni în fața celor reuniți în piața Sfântul Petru de la Vatican, într-o zi de duminică din 2017. Suveranul Pontif
îndeamnă astfel credincioșii să citească mai des Biblia și să mediteze asupra conținutului ei. Trebuie să avem încredere în Biblie, să o citim mai des, să medităm și să o asimilăm, a spus Papa. Pe de altă parte, Papa Francisc a modificat legea Bisericii Catolice astfel încât clericii să poată fi pedepsiți pentru infracțiuni sexuale comise împotriva copiilor. Biserica Catolică a înscris pentru prima dată în codul legislativ intern un articol explicit privind crimele sexuale comise de preoți contra minorilor, o completare cerută de mult de victimele pedofiliei, potrivit news.ro. Codul de drept canonic actual prevede pedepsirea abuzurilor sexuale de clerici contra minorilor sub simpla formulare de a ignora porunca a șasea a Bibliei, să nu comiți adulter. Însă această formulă axată pe nerespectarea celibatului a fost denunțată drept învechită sau chiar obscură, ceea ce privește justiția civilă, având în vedere avalanșa scandalurilor de pedofilie dezvăluite în ultimii ani în cadrul bisericii. Vaticanul a prezentat o remaniere destul de profundă a uneia dintre cele 7 cărți ale dreptului său canonic din 1983, care conține sancțiunile penale ale Bisericii Catolice. Noua prevedere juridică adusă problemei grave a crimelor sexuale asupra minorilor iese în evidență ca una dintre noutățile emblematice. Într-o secțiune intitulată Delicte contra vieții, demnității și libertății umane, dreptul canonic cuprinde de acum un delict împotriva celei de-a șasea porunci a decalogului cu un minor sau cu o persoană afectată în mod obișnuit de o folosire imperfectă a rațiunii sau cu o persoană căreia legea îi recunoaște o protecție similară. Va fi pedepsită orice persoană care determină un minor să participe la expuneri pornografice sau care păstrează imagini pedopornografice, o pedeapsă putând ajunge până la excluderea din biserică. Înaintea unui summit inedit convocat de Papa Francisc în februarie 2019, în prezența 114 președinți de episcopate de pe toate continentele, pentru a lupta contra agresiunilor sexuale asupra minorilor săvârșite de membri ai clerului, victimele au realizat o lungă listă de revendicări. O definiție clară a agresiunii sexuale asupra minorilor este necesară pentru a ajuta liderii bisericii și nu doar o vagă lege canonică ce vorbește despre delicte împotriva celei de-a șasea porunci a decalogului, a spus Mary Collins, o victimă irlandeză care a făcut parte din Comisia Antipedofilie de la Vatican înainte de a demisiona în 2017. La final, vă redau un discurs interesant ținut de Papa Francisc într-o zi de duminică în fața celor strânși în Piața San Pietro de la Vatican. Unul dintre cele mai mari daruri ale timpului nostru este redescoperirea Sfintei Scripturi în viața bisericii la toate nivelurile. Biblia este mai mult ca niciodată disponibilă astăzi pentru toți și în toate limbile, iar acum chiar în format audiovizual și digital. Sfântul Ieronim, de la cărui moarte am comemorat de curând cel de-al 16-lea centenar, spune că cine nu cunoaște Scripturile, nu-L cunoaște pe Hristos. Și invers, Iisus Hristos, cuvântul care s-a făcut trup, a murit și a înviat, este cel care ne deschide mintea ca să înțelegem Scripturile. Aceasta se întâmplă în mod special în liturghie, dar și atunci când ne rugăm singuri sau în grup, folosind cu precădere Evanghelia și psalmii. Mulțumesc parohiilor și le încurajez în efortul lor constant de a educa la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Să nu ne lipsească niciodată bucuria de a semăna Evanghelia. Mă repet încă o dată, să dobândim obișnuința, să vă obișnuiți să purtați întotdeauna o mică Evanghelie în buzunar, în geantă, ca să o puteți citi în timpul zilei, cel puțin 3-4 versete. Evanghelia întotdeauna cu noi. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!